bărbat de 28 de ani din capitală a fost reținut după ce ar fi furat bani și bijuterii în valoare de peste 260.000 de lei. Individul a fost încătușat în sectorul botanic al capitalei în această dimineață. Individul ar fi pătruns într-o locuință din același sector. De acolo ar fi luat tot ce i-a căzut sub mână și a fugit. El a mai fost anterior judecat pentru crime similare și a stat în pușcărie 4 ani. Acum riscă până la 12 ani de închisoare pentru furt în proporții deosebit de mari. Polițiștii încearcă să afle dacă individul a avut complici.